Mă bucur, fraților și surorilor, să fiu din nou la părtășie cu dumneavoastră în această seară. O, Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Și vă aduc salutări sfinte din Austria, imediat după sărbătorile de iarnă, sărbătoarea nașterii Mântuitorului, împreună cu soția, cu fiica noastră, am mers în Austria. Vă aducem salutări sfinte de acolo, de la bisericile din Austria, la toate, că prea toate am fost. Slavă Domnului! Și vă salut cu salutul nostru, Hristos a înviat. Amin. Adevărat a înviat. Aș vrea în această seară să rămânem lângă Cuvântul lui Dumnezeu care s-a citit. Duhul lui Dumnezeu a avut un alt mesaj, pentru dumneavoastră în această seară. Dar vreau să rămânem lângă ceea ce s-a citit și, în primul rând, vreau să-mi cer iertare că am tulburat oarecum pe sora când a spus poezia. Domnul să vă întâlnească, să a spus o poezie deosebită și Domnul să vă întărească, să spuneți în poezie. Am întârziat pentru că am fost de dimineață și am fost și după masă la o biserică și am încercat să ajung și la dumneavoastră. Mi-a fost dor de dumneavoastră. Amin. Și pe unde am fost am spus cum a lucrat Dumnezeu aici și am vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în continuare. Amin. Ca să construim biserica și mă bucur că vă văd aici și Domnul să lucreze în continuare. Amin. Și să vă binecuvânteze, să binecuvânteze biserica Lui. Și El să-și facă simțită prezența și să lucreze în continuare în această seară. Amin. Și vedem că fratele nostru a vorbit așa de frumos din Cuvântul Dumnezeu care s-a citit. Oare Duhul Dumnezeu mai poate să transmită cu ceva? Siguranță. Vedeam acolo și de ascultam mesajul nostru, Doamne, mai ai ceva de transmis? Dacă nu mai ai ceva de transmis, am spus atunci citim alt text. Dar Dumnezeu a spus că mai are ceva slavă de transmis. Lui, și acolo de Duhul Dumnezeu, acolo Domnul vorbește. Și am vrea să ne rugăm să spunem, vorbește, Doamne, amin, că Domnul te ascultă. Și rugați-vă pentru asta și Domnul să vorbească. Amin. Amin. Vedem în textul pe care l-am citit că era vorba despre doi ucenici. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și acești doi ucenici se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos. De fapt, Domnul Iisus Hristos merge pe drum, așa cum spunea fratele, să se întâlnească cu ei. Știți de ce, fraților? După ce Domnul Iisus Hristos a înviat, Domnul Iisus Hristos începe să se arate ucenicilor. Așa e. Să se arate unor grupuri de ucenici, să se arate fiecăruia în parte. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos știa problemele lor, știa necazurile lor, frământările lor. Așa e. Și vroia să îi schimbe. Amin. Învierea înseamnă schimbare. Amin. Amin. Și vedem Amin. Că Amin. Ucenicii, Amin. Așa cum spunea fratele, erau dezamăgiți, erau întristați, erau supărați, fiecare a plecat într-o parte, Petru s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos, Iuda l-a vândut, erau tulburați, erau dezorientați. Și la fiecare în parte, Domnul Iisus Hristos, după ce a înviat, se arată ca să repare ce era de reparat acolo. Să schimbe ce e de schimbat acolo. Amin. Și foarte interesant este că dintr-o dată ucenicii se schimbă. Și ucenicii care până acum erau fricoși, care se ascundeau, care erau cu ușile încuiate, acum mai vedem că nu le mai este frică de nimic. Și merg nu numai în Ierusalim, ci merg exact cum a fost, merg în Iudeia, în Samaria, până la marginile pământului. Și prezentesc Evanghelia și vorbesc despre un Iisus Hristos viu. Aleluia. Și cuvântul Dumnezeu se răspândește cu putere. Amin. Și biserica cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțește. Amin. Se coboară Duhul Sfânt peste ei și primesc putere de sus. Așa. Și Duhul Sfânt le dă putere. Spesesc Evanghelia și dacă și noi aici auzim vestea bună a Evangheliei sau deși România este datorită schimbării ce s-a produs atunci în ucenici. Oamenii care se întâlnesc cu Iisus Hristos cel viu sunt schimbați, sunt înviați. Și aș vrea în această seară să ne rugăm să spunem, Doamne, avem nevoie de Tine, vrem să ne întâlnim cu Tine, vrem ca Tu să ne schimbi, vrem ca Tu să aduci înviere în noi, Tu să aduci înviere în câmpia Turnului, Tu să aduci înviere în Turda, Tu să aduci înviere în România, că atunci când ne întâlnim cu Tine,
cel viu și înviat. Atunci este acolo, este înviere, acolo este viață, acolo este putere, puterea ta, acolo este Duhul Sfânt la lucru și tu lucrezi. Slavă ție, Doamne. Și acum se arată, de dimineață s-a arătat femeilor care inima lor fremăta după Domnul, de-abia se iveau zorile și de dragul Domnului aleargă la mormânt. Și femeile acestea care erau triste, supărate și l-au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus, le se arată Domnul și le spune ce? Bucurați-vă! Amin. Celor întristate le spune bucurați-vă și le spune nu vă temeți. Și se schimbă femeile acestea, se schimbă Maria și e plină de bucurie acum. Și acum, de data aceasta, se arată la doi oameni care erau dezorientați. Așa. Oamenii aceștia erau dezorientați. În primul rând, erau dezorientați în drumul lor. Uh-huh. Care era ceea ce a spus cuvântul lui Dumnezeu? Așa. Ce le-a spus Domnul Iisus Hristos? Voi să nu vă depărtați de Ierusalim. Că va veni Duhul Sfânt peste voi și veți primi putere. Amin. Și ei acum se duceau spre Emaus. Înțelegeți? Dezorientați în primul rând în drumul lor. Și sunt foarte mulți care sunt dezorientați în drumul lor, în zilele noastre. Nu știu pe unde să aleargă, pe unde să meargă. Aș vrea să vă spun că în cuvântul lui Dumnezeu se spune și Domnul Iisus Hristos a spus în Ioan 14:6, Eu sunt calea, adevărul și viața. Amin. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Există o singură cale care duce spre cer, care duce spre veșnicie. Și aceasta este Iisus Hristos, slăvit să fie El. Dacă ești dezorientat în drumul tău și nu știi pe unde să mergi și încotro să mergi, aleargă la Iisus. Amin. Este o cântare care cântă după speranța. Când sunt dezorientat și nu știu încotro să merg, zice, unde să mă duc? Zice, decât la Iisus. Vino la Iisus Hristos. Amin. El este calea. Amin. El te duce acolo sus. Amin. Te duce în rai. Te duce în veșnicie. Că El este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Amin. În al doilea rând, oamenii aceștia, versetul 16, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Erau dezorientați în cunoașterea lor. Și era Domnul Iisus era lângă ei. Le vorbea și nu-L cunoșteau. Vă dați seama ce înseamnă lucrul acesta? Așa. Erau dezorientați în cunoașterea lor. Și a mai fost o situație în Biblie de genul acesta, când Filip vine la Domnul Iisus Hristos și zice, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Ioan 14 cu versetul 8. Doamne, a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Și Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Zici tu, dar arată-ne pe Tatăl. Oameni dezorientați în cunoașterea lor. Și de multe ori și noi suntem ca și Filip. Este Domnul Iisus Hristos între noi. El a spus unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Și nu-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Și am vrea să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos în toată puterea Lui. Am vrea să spunem, Doamne, vrem să vedem slava și puterea. De atâtea vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut, Filipe. Și nu-L cunoaștem că El, Iisus Hristos, este același ieri, azi și vei. Amin, amin. Așa spune cuvântul Dumnezeu, în Evrei, capitolul 13, cu versetul 8. El este același ieri, azi și vei. Și atunci când ești în necaz, atunci când ești în durere, atunci când ești în problemă, atunci când ești frământat și tulburat, Iisus Hristos este Cel care vindecă. Amin. Iisus Hristos amin. Este Cel care eliberează. Amin. Iisus Hristos este Cel care mântuiește. Amin. Iisus Hristos este Acela care dă viață. Amin. Este Iisus din Nazaret. Este același ieri și în veci. Amin. Aș vrea să-L cunoști așa. Să-L cunoști pe Iisus Hristos ca Cel viu, ca Cel care vindecă, ca Cel care te mădrepte, ca Cel care te eliberează. De aceea pune-ți viața în mâna lui Iisus Hristos. Amin. Și cunoaște-L pe El. Amin. Și spune în această seară, Doamne, vreau să te cunosc pe Tine. Amin. Să-ți cunosc puterea Ta, să-ți văd slava Ta. Vino în viața mea. Fii Tu Domn, Stăpân și Mântuitor. Amin. În al treilea rând, versetul 21. Noi trăgeam nădejde că El este Acela care va izbăvi pe Israel. Dezorientați în nădejdea lor. Dezorientați. Ei trăgeau nădejde că El va veni și va fi împăratul care va elibera Israelul și va pune pe ei pe tronuri și va fi ei niște miniștri acolo. Asta era nădejdea lor.
Speranța lor era legată de lumea asta și de pământul acesta. Dar nădejdea noastră trebuie să fie legată de Domnul, de Dumnezeu, de veșnicie. Asta e nădejdea și speranța noastră. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 13. Acum rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Nădejdea noastră este Domnul. De aceea, dragul meu, pune-ți nădejdea Domnul. Chiar dacă ești dezorientat în nădejdea ta, chiar dacă n-ai nicio speranță la oameni, speranța și nădejdea este la Domnul Iisus Hristos, că El poate, că El este viu, că El are toată puterea cea și pe pământ, glorie Lui. Însăși viața lor era dezorientată. Auziți cum le spune Domnul Iisus Hristos în versetul 25? O, nepricepuților și zăbavniși cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Erau dezorientați și în viața lor total. Nu mai credeau în cuvântul lui Dumnezeu, nu mai credeau în proroci. Domnul Iisus Hristos, care privea în mintea lor, vedea că erau nepricepuți, că nu înțelegeau ce vroia Domnul să le comunice. Ba mai mult decât atâta, privea Domnul Iisus și în inima lor și zicea, zăbavnici cu inima, aveau probleme cu inima. Fraților, eu am avut probleme cu inima, dar slavă Domnului că Domnul m-a vindecat. Domnul a vrut să le vindece și inima lor. Glorie Domnului! Și dacă ești în situația aceasta și ești dezorientat și nu știi încotro să apuci, ești dezorientat în drumul tău, ești dezorientat în cunoașterea ta, ești dezorientat în nădejdea ta, ești dezorientat în însăși viața ta și nu știi și spui, Doamne, care este sensul vieții mele? Pentru ce trăiesc pe pământul ăsta? Care e speranța și nădejdea mea? Aș vrea în această seară să spun că este o soluție. Amin, amin. A venit Iisus Hristos, slavă, cel viu, cel înviat din morți, pentru cei dezorientați. Amin. Ca să le dea o nădejde și o speranță. Amin. Că El s-a arătat atunci și acolo celor doi pe drumul spre Emaus și El vrea acum și aici să ți se arate și ție. Aleluia. Vrea ca și tu să te întâlnești în această seară. Amin. Cu El și să vedem ce se întâmplă cu omul care se întâlnește cu Iisus Hristos cel viu. Slavă. Ce se întâmplă cu omul, cu oamenii aceștia? Și vedem în primul rând că oamenilor acestora Domnul Iisus Hristos le schimbă în primul rând cunoașterea. Amin. Versetul 31. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Li se schimbă cunoașterea. Așa e. Dintr-o dată. Deci, când îl cunosc ei pe Domnul Iisus Hristos? La frângerea pâinii. Amin. Și după ce le vestește scripturile. Așa este. Acum și aici. Când îl cunosc oamenii pe Domnul Iisus Hristos? Oamenii îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos când se vestește cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Și la părtășie cu El. Așa și la frângerea este. Pâinii avem părtășie cu El. Așa și avem părtășie unii cu alții. Așa este. Oamenii aceștia l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos vrea ca și tu să-L cunoști în această seară. De aceea vino și spune, Doamne, și eu am fost dezorientat atâta timp. Dar eu vreau să te cunosc pe tine. Eu vreau să am părtășie cu tine. Amin. Vreau, Doamne, ca Amin. Tu, cel înviat, să vii în viața mea și să aduci înviere și viață. Amin. Și vreau să am mai multă părtășie cu tine. Să te iubesc mai mult pe tine. Să iubesc mai mult lucrarea ta. Să iubesc mai mult cuvântul tău. Amin. Să iubesc mai mult pe frați și sorori. Să am mai multă părtășie cu tine și cu frații. Amin. Doamne, oprimă de dragoste. Amin. Amin. Câtă părtășie ai cu Domnul? Cât te părtășeai cu Domnul? Cât timp stai de vorbă cu Domnul? Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze. Amin. Pe mine m-a cercetat Duhul lui Dumnezeu. Când eram înainte de a fi bolnav și așa mă rugam Domnul și spuneam, Doamne, trece ziua, mă scol dimineața, mă rog, la servici, într-adevăr aveam Biblia pe birou și nu începeam, pentru că nu citeam și mă rugam. Dar simțeam că nu am părtășea, că le-o vrea Domnul să aibă cu mine. Și eram contra cronometru, la servici, biserică, televiziune, toate celelalte. Și seara un pic de părtășie și m-a rugat și a zis, Doamne, vreau să am mai multă părtășie cu tine, că tu ești totul pentru mine. Eu pe tine te doresc și eu vreau să stau în părtășie și vreau ca tu să-mi vorbești și vreau să aud vocea
ta și glasul tău. Și știi ce s-a întâmplat? N-am știut ce-am cerut, dar Domnul îți dă după cum ceri. Și am ajuns în spital acolo. Am ajuns acolo la Institutul Inimii și după ce am fost bolnav și v-am depus mărturia de colon, paralizie și cu inima, Dumnezeu a lucrat ca să pot să stau în părtășie cu El. Și dau slavă lui Dumnezeu. A zis să trec pe acolo ca să înțeleg ce înseamnă dragostea Lui și să-L cunosc pe El ca cel care vindecă. Să-L cunosc pe El ca cel care m-a vindecat pe mine, m-a vindecat inima, m-a vindecat paralizia, m-a vindecat de diabet, că El este Dumnezeu slăvit să fie. Să-L cunosc pe El care are toată puterea ce și pe pământ, care și astăzi lucrează, care este viu, care dă viață. Și să am părtășie cu El. Și de multe ori mă duc la părtășie vinerea, ziua de post, uneori am și mai multe acolo la Viena, am avut și mai multe zile că a fost nevoie, au fost frați care, pentru care trebuie să postez. Și chep așa de dimineață, mă duc într-o pădure și mă rog acolo, așa cum se duceau și ucenicii Domnului în locuri pustii, și chep să mă rog și să-i dau laudă lui Dumnezeu și când și iară mă rog și încercați și dumneavoastră, vedeți câte cântări puteți să cântați spre slava lui Dumnezeu, să-i mulțumiți lui Dumnezeu, puteți să mă rugați. Și nici nu dau seama cum s-a făcut seara. Nimic nu este mai important ca părtășia cu El. Să-L cunoști pe El. Doamne, ajută-ne să-i cunoaștem așa cum ești. Ești Dumnezeul cel viu și adevărat. Ești Creatorul Universului și miliardele de stele, până și de ții și viețile noastre. De aceea, Doamne, îți mulțumim și de multe ori îi mulțumesc și spun, Doamne, n-am cuvinte și nu pot să-L mulțumesc decât să plâng pentru harul care l-am, ca Tu care ții mână miliarde și stelele incomensurabile, să-ți faci timp să stai de vorbă cu mine o fărâmă de țărână. E mare har, profită de acest har, stai la părtășie cu Domnul. Doamne, vreau să te cunosc pe Tine ca Eovalio, ca cel care vinde și ca cel care te mădrești, ca Dumnezeu cel viu și adevărat. Amin, amin. Apoi, după ce l-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, vedem că li se schimbă drumul lor. S-au sculat chiar în ceasul acela și s-au întors în Ierusalim. Li se schimbă drumul, li se schimbă direcția. Acum vin la părtășia cu frații. Aș vrea să ne rugăm în această seară și să spunem, Doamne, schimbă drumul tuturor celor care au plecat de aici, de la părtășia, în casa Pâinii. Copiilor noștri care poate în loc să fie aici în casă, poate sunt în lume. Doamne, schimbă-le drumul, schimbă-le direcția. Că numai Tu ești cel care poți. Am întâlnit atâtea familii dezamăgite, cum spunea fratele. Familii supărate, triste, că în familia acelea copiilor nu vreau să se întoarcă la Dumnezeu. Dar când i-am rugat cu putere și cu credință și când am postit și au postit mamele pentru copiilor, Dumnezeu a răspuns. Slavă Ție, Doamne, în casa Domnului. Slavă Ție. Și mulți au mărturisit că datorită rugăciunii mamei sau rugăciunii tatălui sau rugăciunii fraților și asurorilor sunt în casa Domnului. Au mărturisit în apa botezului. Pentru că El este cel care schimbă drumul, schimbă direcția. Dacă ești dezorientat în drumul tău, El este calea, adevărul și viața. El vrea să îl primești pe El în inimă și El vrea să te ducă pe calea care duce spre cer. Deci puneți viața în mâna Lui și spune, Doamne, vă predau Ție cu toată ființa mea. Pun viața în mâna Ta, dă-mă pe calea Ta, pe calea care duce către cer. În al treilea rând, îi se schimbă și nădejdea și de se schimbă și viața. Auziți ce spune ei? Rămâi cu noi căci este spre seară și aproape și ziua aproape a trecut. Să știți, fraților, că este spre seara omenirii. Este spre seara omenirii și au fost atâtea lucrări transmise prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu că francmasonii împreună cu puterile mondiale pregătesc al treilea război mondial nuclear. Și cu Biserica din Elim din Viena ne-am rugat ca Dumnezeu să oprească aceste forțe oculte, forțe diavolești care vor să declanșeze acest lucru. Este spre seara omenirii și avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. De aceea aș vrea să spunem în această seară, Doamne, Tu ești nădejdea noastră, Tu ești speranța noastră, viitorul nostru este în mâna Ta, de aceea rămâi cu noi. Și El a spus, iată că Eu sunt cu voi până la sfârșitul zilelor. Glorie Lui!
aceea vrea să spunem și noi în această seară. Este și o cântare care spune lucrul acesta. Să spunem: Doamne, rămâi cu noi, că noi avem nevoie de Tine. Că fără de Tine suntem nimeni și nimic. Că Tu ești totul pentru noi. Rămâi cu noi. Amin, Doamne. Și apoi îi se schimbă viața, auziți, inima lor care era zăbavnică, auziți, ochii lor care erau închiși, îi se deschid, așa spune cuvântul Dumnezeu în versetul 31, atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, iar versetul 32 spune, nu ne ardea, cum era inima lor, zăbavnică, și acum zice, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile. Inima lor acum arde pentru Domnul Iisus Hristos. Pentru cine arde inima ta, frate și soră? Psalmistul spune în Psalmul 45, cuvinte pline de clocot, de farmec, când clocotesc în inimă. Pentru cine clocotește inima, frate și soră? Aș vrea în această seară să te rog să spui, Doamne, inima mea clocotește pentru Tine. Vreau să-mi dau laudă Ție, să te slăbesc pe Tine, să-ți mulțumesc Ție, că tot zic aceasta, Tu ai înviat. Și Tu vrei să aduci înviere și adă, Doamne, înviere și în viața mea. Adă înviere în biserica noastră, adă înviere în orașul nostru, adă înviere în România și în lumea întreagă. Amin, Doamne, amin. Îi se schimbă inima, îi se schimbă viața. Auziți ce fac ei? Zice, și-au istorisit ce li se întâmplase și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Dintr-o dată se produce învierea. Dacă înainte au plecat și s-au dus și erau dezorientați pe drum și erau triși și nu știau pe unde să meargă și ce să facă, dintr-o dată au o direcție, au o nădejde, li se schimbă inima, li se schimbă viața. Așa, și acum am mers să istorisească, să spună ce le-a făcut Domnul, ce li s-a întâmplat la întâlnirea cu Domnul. Frate și soră, dacă te-ai întâlnit cu Iisus Hristos cel viu, istorisește, mărturisește, spune ce ți-a făcut Domnul. După ce Domnul m-a vindecat, am mers în toate bisericile din România și din Europa și am spus ce mi-a făcut Domnul, că Domnul m-a vindecat, că Domnul este același și era și veci, că Domnul înseamnă și astăzi, că El vindecă, că El tămăduiește. Amin, Doamne. Laudă Ție, Doamne. Ce te oprește, frate, să faci lucrul acesta? Aș vrea să închei tot cu ceea ce mi s-a întâmplat mie, pentru că văd că Duhul Dumnezeu spune să vă spun în această seară, după sărbătorile de iarnă, am mers în Austria, în Viena și foarte interesant că în vară am avut în biserica Betel din Viena o lucrare din partea unei sore din suror din Stamura Moravița. Și lucrarea era că voi trece prin Valea Plângerii, prin Valea Umbrei Morții, dar Domnul vrea să ajungă acolo pentru că El vrea să-și facă lucrarea care are acolo cu mine și vrea să transforme, să transforme Valea Plângerii, Valea Umbrei Morții, în izvoare de ape vii. Amin. Așa era lucrarea. Eu n-am înțeles-o atunci, să știți, fraților și surorilor, n-am înțeles-o. Dar acum, după ce am ajuns acolo în Viena, așa s-a întâmplat că am avut tensiunea foarte mare, am mers la spital și acolo m-am paralizat pe partea stângă. Am ajuns în spital, paralizat, și când mi-am revenit, că, deci căzusem acolo chiar în spital, și când mi-am revenit, era o asistentă, Daniela, din Timișoara, și m-a întrebat-o cum s-a întâmplat, și doamna aceasta îmi spune, domnul Daniel, zice, aici este Valea Umbrei Morții, aici se moare, sunteți la neurologie, la terapie intensivă, aici oamenii mor. Și atunci am înțeles lucrarea. Și m-am pus și m-a rugat Domnul, eram paralizat și piciorul și mâna. Și m-a rugat Domnul și a zis, Doamne, îți mulțumesc că am ajuns aici. Îți mulțumesc că Tu ai vrut să ajung aici. Și dacă am ajuns aici și Tu ai avut lucrare, eu cred lucrarea, că eu cred glasul Tău și vocea Ta, că-i da și amin. Și eu cred că m-ai adus aici ca să transform locul ăsta din zvoare de ape vii. Și eu vreau să Te slujesc pe Tine, dar eu eram paralizat. Dar a spus, Doamne, vreau să Te slujesc pe Tine. Doamne, dar nu pot. Doamne, pornește piciorul, Doamne. M-a rugat greșit. A zis, pornește piciorul. Am uitat de mână. A zis, pornește piciorul să pot să merg, să duc Evanghelia, să vestesc Evanghelia aici, prin saloanele acestea. Și
Și peste 3 zile Domnul mi-a pornit piciorul. Aleluia. Că este Dumnezeu. Poate. N-au putut doctorul și-a putut el, mi-a pornit piciorul. Aleluia. Și apoi eram din salon în salon, dădeam, îmi făceam tractate, în toată ziua de dimineață până seara vestem Evanghelia. Până când într-o zi dimineața a venit preotul catolic la mine și a spus, Domnule, te dau afară, eram împreună cu medicul șef, te dau afară din spital, dar cum îți permiți dumneavoastră să împărți pe aici tractații la toți, să ne vestești, faci propagandă pe aici? Și cel mai grav, zice, în istoria catolicilor aici nu s-a întâmplat ca la noi, în biserica catolică, dumneavoastră ai băgat tractate și în cărțile noastre de rugăciuni. Că seara când i-am dus să ne rugăm rozariu, erau cărțile de rugăciuni cu tractate. Te dau afară. Și atunci m-am dus lângă geam și am început să mă rog. Și Domnul mi-a spus, ce eu îi fac pe dușmanii tăi prieteni. Aleluia. Amin. Și a început să mă rog în continuare și a apărut așa o rază frumoasă de soare, că era toare întunecat atunci, probabil când a intrat în salon preotul, și o rază de soare și Domnul mi-a spus, Dumnezeu mi-a spus, Daniel, fii bun, că și eu sunt bun. Aleluia. Și a cântat cântarea, Doamne, bunătatea ta, cuprinde inima. Și după ce a cântat cântarea aceasta, m-am dus la preot cu Biblie în germană, i-am citit din Marcu 16 cu versetul 15 și a spus, vă rog frumos să mă iertați dacă v-am supărat, dar uite, eu nu fac decât ce spune stăpânul meu. Voastră sunteți preot, eu pastor și eu împlinesc ce scrie aici. Și eu am făcut ceea ce scrie stăpânul meu și îmi cer iertare pentru lucrul ăsta. Știți ce s-a întâmplat fraților și surorilor? După ce Domnul m-a vindecat și de mână,